Cum știi dacă medicul ți-a pus implantul corect? Cred că acum e undeva la 120 de milioane ce te-a determinat să alegi cariera asta, stomatologia. Banii. Yo! Yo, yo! Bine ați venit la D-Hub Show! Nu pentru că nu am inspirație de a face alte clipuri, astăzi o să vă răspund la întrebările voastre despre albire și la întrebările pe care mi le-ați pus pe Instagram, pentru că am făcut un de-ala cu questions. Știți voi mai bine cum funcționează. Așa că, salutare dragilor, eu sunt Cristi, sunt medic stomatolog aici în București, vom face un Q&A. Hai să vedem. E adevărat că dacă ai mai multe plombe, îți vor pica dinții chiar dacă ai grijă de ei? Nu. Ai învățat bine în clasele 1-8? Vreau să mă fac dentist. Am fost un elev cam de nota 7-8. La ce se dă examen pentru admiterea la stoma? Ai de ales între chimie sau fizică și biologie. Vei avea 60 de întrebări de biologie și 40 de întrebări de chimie, respectiv fizică. La cât timp după extracția măselei de minte poți face sport? Foarte bună întrebare. Cam 2-3 zile. Când se recomandă fațetele dentare? Fațetele dentare sunt ca albirea. Nu există o recomandare pentru fațete. Dacă vrei să ai dinți mai frumoși, mai drepți, mai albi, mai altă formă, îți pui fațete. Dacă nu vrei, nu spui. Ce părere ai despre pudra pentru albit dinții? Habar nu am ce este aia. Eu albirea o fac în cabinetul stomatologic cu peroxid de hidrogen 35% și cu peroxid de hidrogen 16% în gutiere acasă pentru pacienți. Și când ai făcut tu facultatea, trebuia să-ți cumperi materiale pentru a lucra pe pacient? Subiect sensibil. Nu, pentru că noi nu lucram pe pacient. Având în vedere că taxa la facultatea de stomatologie, cred că acum e undeva la 120 de milioane pe an. Cred că în banii ăștia ar trebui să ai incluse aceste materiale. Zic și eu. Crezi că meseria de tehnician dentar va fi înlocuită în viitor de persoane pregătite din punct de vedere informatic? Ok, dacă tehnician dentar va fi înlocuit de roboți cumva. Încă nu s-a ajuns la performanța respectivă. Ca un robot să realizeze o fațetă mai frumos decât un tehnician. Adică tot mâna unui om o să dea naturalețea unui dinte. Așa că cred că mai avem până acolo. Cum știi dacă medicul ți-a pus implantul corect? Te uiți pe radiografie, te uiți pe CT și aștepți proba timpului. La cât timp se schimbă o plombă permanentă? O plombă se schimbă în momentul în care ea s-a infiltrat. Am făcut un clip despre asta. Sau în momentul în care există o carie pe dedesubt. Treaba asta poți să o vezi la radiografie sau dacă se uită un dentist în gura ta și vede ceva maro și o adâncitură între plombă și dinte, atunci trebuie să o schimbi. În funcție de cum e pusă, poți să o schimbi la un an, poți să o schimbi după 12 ani. Am pacienți care au plombe de 12 ani și arată perfect și nu le schimb. Cât de des trebuie să folosim ața dentară? Poate dăuna dacă o folosim des. Ața dentară trebuie să-ți intre în obișnuință, la fel cum ți-a intrat și periajul. Te speli de 2 ori pe dinți pe zi, folosește ața dentară de 2 ori pe dinți. Nu poate să îți dăuneze decât dacă apeși prea tare. Ce te-a motivat să mergi la stomatologie? De ce ai ales asta? Cum o să pot eu să răspund scurt la această întrebare? Ce m-a motivat să dau la stomatologie? Faptul că sora mea e dentist și am stat pe lângă ea și mi-a plăcut. Faptul că l-am văzut pe șeful ei care punea implanturi și mi-a plăcut. Faptul că sunt doar 6 ani de medicină, trebuie să fim realiști. Nu mi-ar fi plăcut să fac medicină generală și să fac încă 3 sau încă 5 ani de specializare într-un spital de stat după cei 6 ani de medicină. Pentru că nu sunt un fan al sistemului de învățământ și respectiv al spitalelor de stat, că sunt cumva interdependente lucrurile astea două. Am vrut să fiu în mediu privat imediat după terminarea facultății. Cum te înțelegi cu tehnicianul tău dentar? Aveți o colaborare bună? Tu ești tehnician dentar, cumva, și vrei să bagi râcă? Foarte bine mă înțeleg cu el. Îmi dă niște lucrări impecabile. Tartrajul poate fi realizat dacă există carii în cavitatea bucală sau acestea trebuie reparate. Nu există o legătură între detartraj și carii. Adică poți să-ți faci detartraj dacă ai carii, dar trebuie să-ți repari și carii, dar nu să exclud un apar. În ce măsură afectează fațetele dentare și montarea lor dinții naturali? Ce pericole prezintă? Cred că ai vrut să întrebi aici. Mulți oameni au impresia asta că fațetele dentare îți strică dinții, dar sunt unele cazuri în care dinții sunt deja ciobiți, stricați și tu vrei să-i aduci la un zâmbet armonios și natural. Sunt situații în care e discuții lungă asta. Fațetele, dacă sunt făcute ca lumea, stau acolo mult și bine, 10 de ani. Faci consultații în vamă? Dani, te salut! Dacă vrei, de 1 mai ne vedem în expirat. Dacă ai fi unul dintre urmăritorii tăi, ai merge la clinica ta de stomatologie? Dacă da, de ce? Cea mai bună întrebare de până acum. Și ați fi surprinși să aflați că m-am gândit la asta. Când am deschis prima oară cabinetul de stomatologie aici în București, eu cu Alin, ne-am pus întrebarea asta. Bă, dacă eu aș fi pacientul meu, m-aș trata la mine? Și în momentul ăsta pot să zic că
Cu siguranță, da. L-aș lăsa pe Alin să-mi facă ce vrea el. M-aș lăsa pe mine să-mi fac ce vreau eu. Le-aș lăsa pe studentele care ne ajută. Ba chiar le-am propus să-mi facă o extracție de molar inclus. Le-am propus să-mi fac un dinte din față, că mi se pare mie că e un pic ciobit. Deci da. Și dacă da, de ce? Pentru că eu consider că am învățat de la niște oameni mult mai cu experiență decât mine, am învățat chestii utile și m-aș lăsa pe mâna mea. Ce mașină ai? Un Passat din 2006, care e în service pentru următoarele 2 săptămâni. Este adevărat că aparatele ortodontice provoacă schimbări negative organismului? Dacă mi-ai putea detalia ce înseamnă schimbări negative organismului, ți-aș spune, dar din ce știu eu, nu. Ce te-a determinat să alegi cariera asta, stomatologia? Banii, 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 banii. Am răspuns mai devreme. E adevărat că, virgulă, caninii cresc doar o dată, adică rămân de lapte? În mod normal, la toți oamenii, există 2 rânduri de dinți. Dinții de lapte și dinții permanenți. Există oameni, cum am fost și eu, nu am avut un premolar. Am avut dintele de lapte și n-avea ce să-l împingă. Genetic, n-am avut un dinte, dar lucrurile astea sunt mai rare. UMF Iași sau UMF București? București! Cele mai frumoase fete sunt la București și nu mă refer la alea de pe Văcărești. Cum îi conving pe ai mei să mă lase să abandonez facultatea de automatică și să dau la medicină generală? Știu, răpește-o pe maică-ta și cere asta lui taică-tu în schimbul după o albire a unui singur dinte. Era un gel, mai poți să mai faci una tot pe dintele ăla? Mai mult ca sigur tu ai făcut o albire internă, pentru că în situațiile astea se face albirea pe un dinte, când rămâi fără nerv la un dinte și dintele ăla se face gri. Poți să faci asta, dar este un tratament foarte puțin predictibil. De ce n-am probleme cu dinții deși nu mă spăl deloc? Bravo, mă, Andrei! Ești cel mai tare! Forță! Bomber! Se poate intra la stoma dacă nu ești cea mai harnică persoană și uneori chiar foarte leneș? Deci eu cred că tu așa m-ai întrebat pe mine chestia asta. Sunt așa pe Instagram. Și ce auzi, dacă nu fac nimic în viață și mă trezesc la prânz, prea mi-e chef să învăț așa și nu prea îmi place mie nici școala și nici carte. Crezi că pot să intru la stomatologie? Dar zi sincer. Bine, și uneori mai sunt și leane și așa și îmi pierd ideea. Coiță, cu atitudinea asta nu că nu intri la stomatologie. N-ai ce să cauți în viață. Fără muncă, fără ambiții și fără perseverență, n-ai ce căuta pe lumea asta. Mai am foarte multe întrebări la care să răspund. Dar deja clipul ăsta este mult prea lung. Ne vom opri aici. Vă mulțumesc frumos că m-ați urmărit. Pentru orice întrebări și nelămuriri aveți, băgați-le la comentarii, după cum vedeți le citesc. Pentru orice dorințe, mesaje pe care vreți să ni le trimiteți, găsiți link-uri în descriere către Facebook, Instagram, site, cabinetul nostru, număr de telefon. Vă mulțumesc din suflet că suntem 20.000. Este o cifră la care nu m-aș fi gândit și sunt foarte, foarte, foarte recunoscător să fi reușit să construiesc, sunt recunoscător că am construit comunitatea asta.